Mă numesc Iacob Bogdan, am 31 de ani, m-am născut în Călăraș, dar acum locuiesc în București. Iar eu mă numesc Ana Vișan, am 23 de ani, sunt din București. Nu plecați, nu plecați, rămâneți aici! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Ce vă ocupați? Eu sunt coreograf și profesor de dans contemporan. Și eu sunt actor. Foarte frumos. Și unde v-ați cunoscut? Pe scenă ne-am cunoscut. Credeți că o să luați un dat de la Mihai Petre? Așa sperăm. Asta-i pariu. Și eu sper. Când ai spus că ești coreograf, să știi că și-a ridicat sprânceana. L-am văzut. Îl cunosc deja, e colegul meu de multă vreme. Deci vă rog să dansați de un 10 perfect. Așa sperăm. Așa și noi. Face. Am văzut o metaforă care încurajează tinerii băieți, ca să spun așa, pentru că, în continuare, după părerea mea, noi bărbații nu suntem neapărat înnebuniți după dans. Dar am putea să înțelegem chiar și din momentul vorbește pe care l-am văzut. Numele tău. Ai spus... Da, Mihai. Da, m-a zis după părerea lui. Da, am zis după părerea mea și sigur că nu mă refer la toți bărbații, doar la câțiva dintre ei, care n-au o chemare neapărat către dans, dar care, dacă vor înțelege că femeile țin cu adevărat la dans, iubesc foarte mult dansul. Și dacă și ei vor face un efort, iată, s-a văzut, finalul este unul fericit. Adică exact ce l-a așteptat. La mine e așa că... Ok, îmi place că sunteți extrem de expresivi și îmi place povestea asta, nu pot să trec peste ea. Și acum nu știu cum o să fie interpretat asta, dar e diferența destul de mare între voi. E, ca... În dans, știi? Pregătire tehnică sau și chiar și fizică, știi? Și pentru mine dansul în pereche trebuie să fie echilibrat, adică nu mi se pare bună o pereche în care fata e foarte bună sau în care băiatul e foarte bun. Pentru mine o pereche e o pereche. Asta e, mi s-a părut ea mai bună și... Tu că o asiști acolo, dar nu, e diferența destul de mare. Eu iubesc dansul în pereche, știi? Iubesc dansul în pereche și ideea de pereche și de comunicare perfectă. Și pentru mine o pereche bună în mișcare e o pereche bună în mișcare. Azi nu, îmi pare rău. Mulțumim! Vedeți-vă de treabă, măi copii! Din partea mea aveți un da! Mă, nici să mă picați cu ceara. Eu nu pot să trec peste acest fapt. Deci un bărbat
se hotărăște să învețe dans contemporan de dragul ei, pentru asta că o iubește. Asta e subiect de film, e perfect. Tată, s-au și făcut filme. Cumpăr eu toate biletele la film, trag cortina, vin și eu la film. Da. Cereți-mi orice, dar eu le dau dans seara asta. Mulțumim. Mulțumim mult de tot. Aveți și de la mine un da? Asta e. Mulțumim. Mulțumim. Nu vă mai țin pe Jean.